Teoria succesiunii apostolice. Există patru mari teorii pe baza cărora au luat naștere bisericii în actuala eră creștină. Teoria succesiunii apostolice, teoria reformei, teoria restaurării, teoria succesiunii neîntrerupte de adunări din timpul Domnului nostru Iisus Hristos până astăzi. Teoria succesiunii apostolice. Această teorie afirmă: Hristos a întemeiat biserica sa, care în esența ei este una universală, ungându-i în fruntea ei pe apostolii săi. Prin această ungere, Hristos i-a împuternicit să-i conducă biserica așa cum crede ei de cuvință. Apostolii, deci, reprezentau autoritatea supremă în materie de credință, practică și conducerea bisericii. Apostolii, la rândul lor, au transmis mai departe această autoritate prin hirotonire, așa că autoritatea apostolică s-a transmis mai departe prin această succesiune. După schimbarea produsă în timpul împăratului Constantin cel Mare, creștinismul a evoluat și s-a dezvoltat prin schimbări succesive, ajungând mai bun și mai puternic decât creștinismul original. Aceasta este poziția catolică și ortodoxă. Dintre problemele acestei teorii o menționăm pe cea mai importantă. Susținătorii acestei poziții trebuie să răspundă la întrebarea: a dat Hristos adunărilor sale dreptul de a modifica fundamental legile pe care el le-a lăsat? De ce întreb lucrul acesta? Pentru că astăzi bisericile lor sunt fundamental diferite de instituția fondată de Hristos, iar din punct de vedere doctrinar, multe din dogmele lor sunt în direct conflict cu legile date de Hristos. Biserica Catolică și bisericile ortodoxe nu mai seamănă deloc cu adunarea întemeiată de Hristos. Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă au luat ființă treptat din unirea bisericilor apostaziate unite sub o singură regulă universală de credință numită Fides Catholica. Lucrul acesta a fost definitivat după Consiliul de la Nicea din anul 325. Acest Consiliu Ecumenic a fost convocat de Constantin cel Mare, care anterior dăduse decretul de încetare a persecuției în anul 313 prin edictul de la Milano. El s-a autointitulat regele și capul bisericii, luându-și denumirea de Pontifex Maximus. A fost botezat pe patul de moarte, deoarece credea că botezul iartă literal și nu figurativ păcatele. El a fost primul rege care a căsătorit biserica decăzută cu statul. Aceste două biserici, catolică și ortodoxă, au fost unite până în schisma din 1054, când s-au despărțit în ramura de răsărit și cea de apus. Datorită ecumenismului, de câțiva zeci de ani se poartă dialoguri intense pentru reunificare, pentru a fi o singură biserică ca la început. Acest concept al succesiunii apostolice, alături de cel al succesiunii neîntrerupte de adunări, a fost susținut în primii 1500 de ani până la apariția conceptului de reformă introdus de protestanți.